7 ani de la colectiv, 65 de morți și 10 de familii distruse pentru totdeauna. Incendiul devastator din noaptea de 30 octombrie 2015 a lăsat o Românie întreagă în doliu și încă este o rană adâncă în inimile noastre. Astăzi, rudele, prieteni, dar și necunoscuți care n-au uitat acea noapte fatidică au participat la slujba de pomenire a victimelor. În lacrimi și într-o tăcere apăsătoare s-au rugat pentru cei pe care focul nu i-a iertat. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. A luat foc aici ceva. Asta nu era plan. Are cineva extintor? Hai, 30 octombrie 2015, noaptea din care România nu a mai fost la fel. O seară de weekend cu tineri care veniseră să se distreze la clubul din fosta fabrică Pionierul s-a transformat într-un coșmar, când totul a fost înghițit de flăcări. 64 dintre ei au fost uciși de foc și de cocktailul de substanțe nocive. Unul și-a pus capăt zilelor. Cei 160 de răniți au rămas cu urme pe viață. Iar autoritățile, cu o pată de rușine uriașă care nu se va șterge niciodată. Acum, la 7 ani distanță, cei care i-au iubit, dar și oameni de departe care au plâns, au venit să-i comemoreze. 10 preoți au ținut slujba de pomenire. Bunule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților, robilor tăi. Ionuț Maior s-a numărat printre victime. Avea 27 de ani atunci. Venise cu soția sa la concert și a murit apărând-o de foc. I-a acoperit corpul cu trupul lui, astfel încât flăcările l-au atins pe el. Astăzi, socrii au venit să se roage pentru sufletul său. Murit în spitalul universitar pe data de 7 noiembrie. Fata noastră, soția lui, a rămas văduvă și acum e văduvă. A fost și ea arsă, mai puțin, dar se descurcă, i-au mai rămas niște sechele, dar lucrează, își vede de treabă. Ioan Valeriu mărturisește că și după ani de zile fiica sa nu poate să vorbească despre cel care a fost soț doar 2 luni. Nu ne spune, nu vorbim despre asta, nu ne dă voie să vorbim, dar cu noi se poartă normal. Aveau 2 luni de la nuntă, în septembrie făcuseră nunta, pe 12 septembrie. Toată lumea spune că el era cel mai bun, nu? Și noi spunem asta. Suntem mult mai triști, aveam alt mod de viață, de exprimare înainte de asta, acum suntem mai rezervați. Cei care au supraviețuit nu au avut putere să vină în fața clubului colectiv. Au venit însă oameni simpli care nu pot uita tragedia. Au venit pentru tineri ăștia care săraci, au murit nemiloască prin durerea masă. Spuneam cu tine. Cel de sus există și o să facă dreptate. Au fost atât de tineri, atât de nevinovați și totuși pentru ce plătesc? Numai Dumnezeu știe. Aș fi vrut să fie prietenilor, colegilor aici. M-aș fi așteptat să n-avem loc unul de altul, pentru că sunt convinsă că nu vor fi uitați. Sunt și eu mama a unor copii de vârsta lor. Și le înțeleg și dorința să iasă, să fie împreună, să petreacă. Și pe de altă parte, îmi dau seama cât este de cumplit să-i pierzi în plină explozie de viață și de așteptări și de vise. Incendiul de la colectiv a trezit România. Mii de oameni au ieșit atunci în stradă și au obținut demisia premierului Victor Ponta. A fost pentru prima dată când s-a strigat "Corupția ucide!"